Monstrul sacru al cinematografiei ruse, ajuns la sufletele cinefililor, mai ales în perioada comunistă, Nikita Sergeevici Mihalkov s-a născut pe 21 octombrie 1945 la Moscova. Supranumit Spielberg al Rusiei, celebrul actor și regizor, este autorul unor filme care au fost create și după operele titanilor literaturii rusești Anton Pavlovich Cehov sau Ivan Goncharov. Ca artist, Nikita Mihalkov impresionează prin profunzimea sa și cu siguranță acest lucru a fost conștientizat după realizarea dramei Soare înșelător, producție cinematografică prezentă la Cannes în 1994, când Pulp Fiction i-a suflat premiul pe care Mihalkov aprecia că îl merită. Actorul și regizorul rus avea însă să se consoleze cu aprecierea Academiei Americane de Film, care îi atribuia Oscarul pentru filmul său de referință. Что такое? Что это за цирк? А? А, кирдык, лейтенанта. Лейтенант, перед вами старший по званию. Вы что себе позволяете? Распустились? Вы отойдите, подойдите так, как положено. Ага. Это я сейчас. O vreme, cineastul a fost absorbit de activități politice, obținând chiar un loc în Parlamentul Rusiei. Mai mult, au existat zvonuri despre o posibilă candidatură a sa la președinție. Tot artistul, care a fost și omul anului 2004 în Rusia și președintele Asociației Cineaștilor, este cel care nu s-a distanțat nicio clipă de lumea filmului, iar când acesta spune despre un film că este o capodoperă, trebuie crezut pe cuvânt.